Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor. Începem ediția cu cele mai importante titluri. Victor Ianucovici și opoziția ucraineană au semnat un acord. Dragan Glamocici a anunțat astăzi noi linii de creditare pentru produsele agricole. Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Limbii Materne. În weekend se va manifesta o tendință de răcire a vremii. Victor Ianucovici, președintele Ucrainei și liderii opoziției au semnat astăzi un acord de la care s-a ajuns prin intermedierea UE, care ar trebui să soluționeze criza politică și protestele sângeroase în această țară, comunică agențiile. La acest acord s-a ajuns prin intermedierea șefilor diplomației Germaniei, Franței și Poloniei, care noaptea trecută au participat la tratativele dintre autorități și opoziția ucraineană. După cum a evidențiat unul din principalii lideri ai opoziției, Oleg Tankimbong, opoziția a hotărât să semneze acordul pentru soluționarea crizei. Agenția France Press a menționat că nu se știe dacă demonstranții au cerut unele condiții pentru semnarea acordului. Președintele Victor Ianucovici a comunicat anterior alegeri parlamentare extraordinare și revenirea la Constituția din 2004, care prevede limitarea competențelor președintelui, apelând totodată la formarea unui guvern național unitar. În ultimele câteva zile, în conflictele din Piața Independenței din Kiev, și-au pierdut viața 80 de oameni, iar peste 800 au fost răniți, a declarat astăzi într-un comunicat de presă ministrul interimar al afacerilor interne Vitali Zaharchenko, evidențind că poliția a respectat pacea convenită, dar a fost atacată de demonstranții care au ocupat clădirea conservatorului. Tomislav Nikolić, președintele Serbiei, a evidențiat în dialogul cu Nicola Popovski, șeful diplomației macedonene, că relațiile bilaterale între cele două țări sunt excepționale. Președintele Nikolić a spus că Serbia va face totul să ajute Macedonia în drumul spre Uniunea Europeană, adăugând că țara noastră are relații bune și în Occident, dar și în Orient. El a explicat că există conflicte peste tot în jurul nostru și trebuie să facem eforturi maxime pentru a contribui la pacea și stabilitatea în regiune. Nicola Popovski, șeful diplomației macedonene, a explicat că guvernul țării sale lucrează la îmbunătățirea situației economice, iar despre drumul european al Macedoniei a spus că acesta subînțelege un stat de drept în interesul cetățenilor. Șeful diplomației macedonene s-a întâlnit și cu premierul sârb Ivica Dacic, întâlnire la care au fost dezbătute și posibilitățile avansării cooperării în domeniul comerțului, eliminării barierelor vamale și un acces comun pe piață. Ministerul Agriculturii va prezenta de curs de o lună o nouă linie de creditare pentru produsele agricole, iar dobânzile acestor credite vor fi subvenționate de minister. A menționat astăzi Dragan Glamocić, ministrul Agriculturii. După cum a spus Glamocić la întâlnirea cu agricultorii la Cicevaț, este vorba de un credit în dinar pentru producția zootehnică, iar suma maximă a creditului este 5 milioane dinari pentru producătorii individuali, adăugând că în următoarele două luni vor fi achitate toate obligațiile față de producători din anii precedenți. Ministrul Agriculturii a mai spus că scopul strategiei dezvoltării agrare este dezvoltarea gospodăriilor agricole mici și mijlocii, care vor trebui să-și avanseze producția pentru a face față competitivității în Uniunea Europeană. Zorana Mihajlović, purtătorul listei pentru alegerile belgradene a Partidului Progresist Sârb, a declarat astăzi că în curând, după ședința Consiliului de Monitorizare, Air Serbia, cetățenii vor putea vedea contractul semnat cu Etihad. Din cele spuse de Zorana Mihajlović, în viitor vor fi transparente și alte proiecte, centrate în proiectul Belgradul pe apă. Prin contractul cu Air Serbia, guvernul Serbiei și Etihad s-au obligat să asigure 40 de milioane de dolari. Candidatul Partidului Democrat la funcția de primar al Belgradului, Dragan Gilas, a prezentat astăzi proiectul reconstrucției piesei Slavia din Belgrad, cu care ocazia a chemat cetățenii să aibă încredere în cei care construiesc ceva concret. Am planificat să reconstruim și Bulevardul Eliberării, dar și alte centre din Belgrad, a spus Gilas în cadrul campaniei pentru alegerile primarului orașului Belgrad.
Liderul Regiunilor Unite, Mlađan Dinkić, a declarat la Loznița că anul trecut Serbia a devenit a treia țară în lume după exportul ciorapilor. În urma investițiilor care au fost realizate în această ramură în Serbia, au fost construite 10 de fabrici pentru producția de ciorapi, a spus Dinkić cu ocazia vizitei fabricii de ciorapi Golden Lady din Loznița. Această fabrică angajează la ora actuală 2000 de muncitori în localitățile Loznița și Valjeva, a adăugat Dinkić. Premierul Serbiei și liderul Partidului Socialist Sârb Ivica Dačić a declarat astăzi că vicepremierul Aleksandar Vučić nu are nicio legătură cu intentarea procesului împotriva lui Branko Lazarević. Și președintele Serbiei Unite Dragan Marković Palma și-a exprimat convingerea că partenerul de coaliție Ivica Dačić nu a făcut nimic împotriva legii și că nu crede că cazul Lazarević este lansat zilele acestea din cauza politicii preelectorale. Vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Ivan Andrić, a declarat astăzi că așteaptă rezultate mai bune la alegerile parlamentare. La o conferință de presă de la Kragujevac, Andrić a menționat că trebuie continuate tratativele cu albanezii, dar și cu Uniunea Europeană. Cel mai important lucru la ora actuală sunt integrările europene și reformele economice atât de necesare astăzi în Serbia, a adăugat Andrić. Ministerul Afacerilor Interne al cantonului Sarajevo a avertizat că la protestul de mâine din acest oraș sunt posibile violențe. Acest minister dispune de informații că în anumite zone ale orașului se organizează grupuri de tineri care intenționează să folosească cetățenii adunați sâmbătă la protest pentru violențe îndreptate împotriva obiectivelor cantonale și a instituțiilor de stat și polițiștilor care vor asigura protestele. Ministerul de Interne a apelat la toți participanții să se rețină de la violențe, evidențiind că poliția nu va tolera un comportament violent, periclitarea sănătății cetățenilor și distrugerea proprietății. Astăzi se sărbătorește Ziua Internațională a Limbii Materne, care are ca scop promovarea diversității lingvistice și culturale, precum și multilingvismul. Ziua de 21 februarie, Ziua Internațională a Limbii Materne, care a fost anunțată de UNESCO pentru prima oară la 17 noiembrie 1999, a fost marcată în Voivodina și de Societatea de Limba Română. Ziua Internațională a Limbii Materne, care se sărbătorește în fiecare an din februarie 2000, în vederea promovării diversității cultural-lingvistice și culturale, precum și a multilingvismului, a fost marcată și de Comitetul de Coordonare al tuturor societăților de limbă și literatură ale comunităților naționale din provincia noastră. La festivitatea care a avut loc la Institutul de Cultură al Voivodinei s-a reamintit că data amintită semnifică ziua din 1952, în care studenții care demonstrau pentru recunoașterea limbilor materne Bangla ca limba națională a Pakistanului au fost uciși de poliție la Dhaka, actuala capitală a Bangladeshului. Iar odată ce limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului tangibil și intangibil, societățile de limbă și literatură din Voivodina organizează în permanență acțiuni care promovează limbile materne și ajută la dezvoltarea conștiinței tradițiilor lingvistice și culturale. Mâine vremea va înregistra ușoară scăderea temperaturii, dar și în continuare cald pentru ultima decadă a lunii februarie. În întreaga țară va predomina cer noros cu ploi în a doua parte a zilei și seara. Vântul va sufla slab din sectorul vestic și nord-vestic. Temperaturile matinale vor înregistra 5 până la 8 grade, iar cele maxime se vor încadra între 9 grade în nordul țării până la 14 grade în Banatul de Sud. Duminică vremea va fi mai rece, iar în zonele înalte de relief va ninge, maximile înregistrând 5 grade în nord-vestul țării până la 11 grade în sudul Serbiei. Începând de marți, cerul se va însenina, iar temperatura va crește treptat. Aici ne oprim, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm mâine la ora 18:30. O seară frumoasă!